a fost, este și va fi într-o permanentă stare de prigoană. Iată, s-a făcut specificarea la sfârșit că familia este formată din bărbat, femeie și pruncii lor. Pentru că anul acesta s-au dus lupte acerbe de schimbare a textului Constituției. Aceasta o are și sub presiunea Uniunii Europene, ca în Constituție să nu mai fie specificat că familia este formată din bărbat sau femeie, sau soț și soție. Și să se spună că familia este formată din soți. Din soți, text care poate fi interpretabil, mai ales de cei de homosexuali, pare cum prin aceasta, prin această schimbare, chipurile se caută ca minoritățile de acest gen să nu fie discriminate. Dar iată că, după cum spunea și în al preasfințitul, noi trebuie să căutăm să ne rugăm pentru cei care ne conduc țara și nu puțină rugăciune. Iată, sunt parohii, chiar și aici, în protopopiatul Rostov, care, cu siguranță, și din îndemnul în altului, pentru că sunt multe probleme la ora actuală, de anul viitor intră în vigoare legi anticreștine sau antinaționale, pământul poate fi cumpărat de oricine, chiar și de străin. Pe de o parte, pe de altă parte, se caută, oricum s-a și legiferat, cardul de sănătate, care este un premergător al chipului. Și iată așa, ușor, ușor, suntem pregătiți, suntem obișnuiți cu astfel de lucruri. Spuneam că la parohia Podolin și la alte parohii, din câte am auzit, s-a început un program de rugăciune care aș vrea ca să se implementeze și aici la noi, pentru că sunt, din câte am văzut până acum, oameni de bună credință și care sunt predispuși spre osteneală, pentru că, iată, osteneala aduce binecuvântare și ajutor și har de la Dumnezeu. Unul din aspectele programului este acela ca cât mai intens să se citească psaltirea. Un program în care anumite persoane, afișat pe ușa bisericii, bineînțeles, care dorește, îi permite programul așa să vină aici, după rânduială, să citească o catismă sau două din psaltire. Pentru că, iată, cititul psaltirii aduce foarte mult ajutor de la Dumnezeu. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, poate soarele s-ar putea opri din mersul lui, dar din noi, din cititul psaltirii, n-ar trebui să ne oprim. În mănăstiri aproape se citește neîncetat, cu excepția săptămânii luminate, când din psaltire nu se mai citește, dar atunci este bucuria ei. Dorim ca anul care, iată, se apropie să înceapă, să facem anumite schimbări care să aducă mai multă lumină în suflet, mai multă întărire în credință, mai multă nădejde în bunul Dumnezeu, chiar dacă norii negri vin, pentru că furtuni sunt, au fost și vor mai fi. Și tocmai aceste furtuni trebuie să ne determine pe noi să ne ancorăm mai mult în credință, să devenim mai apropiați de Dumnezeu. Pentru că toate acestea se întâmplă în îngăduința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le îngăduie ca pe noi să ne apropie mai mult. Caută să ne sensibilizeze. Caută să ne facă, să ne determine pe noi să ieșim dintr-o
dintr-o auto-mulțumire. Avem impresia că ducem o viață creștinească, autentică, dar de multe ori dacă ar fi să ne comparăm cu alții, sau cel mai bine cu Sfinții, am constatat că este departe viața noastră de ceea ce ar trebui să fie. Iată nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să ne aducă tuturor lumină în suflet, bucurie, pace și liniște și multă sănătate, pentru că având multă sănătate putem să-L slujim pe Dumnezeu. Se spune într-una din Evanghelie de la Sfântul Maslu că Mântuitorul a vindecat-o pe soacră lui Petru și aceasta, după ce a fost vindecată, spune, îi slujea lui. Deci până atunci, boala o împiedica să-i slujească lui Dumnezeu. Dar, iată, odată vindecată, ea îi slujea lui. Așa că și noi suntem îmbolnăviți de patim și păcate. Dar, iată, acum, în această perioadă, Apostolii Nașterii Domnului am căutat să ne vindecăm, să lăsăm pe Hristos să se nască și în inimile noastre, să facem din peștera inimii noastre, care este una de tâlhari, pentru că diavolii sunt tâlharii care caută să ne tâlhărească de bunurile duhovnicești, de harul lui Dumnezeu, să ne tâlhărească, să ne-l fure și să facă peștera inimii noastre pustie. Dar noi, iată, în această perioadă apostolii, am căutat ca prin rugăciune, post, spovedanie, să arungăm tâlharii și să lăsăm pe Hristos să se sălășuiască în noi și El să prindă viață și să crească împreună cu noi, ca atunci când va veni vremea sfârșitului nostru, El, Cel ce a crescut în noi, să ne învieze spre viața veșnică. Amin.